și da, se pare că m-am căzut un pic fizic pe final. Poate nu fizic, cât sunt conștient, a lucrat și chiar aveam plumb în picioare. Dacă, nu știu, reușeam și aveam și noi un lot puțin mai consistent, am fi arătat puțin altfel. Dar, nu, felicit echipa gazdă, jos pălăria. Mi-ar plăcea ca pe viitor să nu mai ajung în astfel de situații, echipe cu astfel de suporteri. Felicit cu acest prilej și pe Dinamo și pe Ovidiu, bravo lor, ei au reușit, noi n-am reușit, o vom lua de la capăt, de mâine vom vedea ceea ce e de făcut. Poate că vor crește puțin și așteptările și pretențiile și de ce nu acest baraj sau această realizare din acest sezon poate reprezenta o bornă pentru sezonul următor, de ce nu Gloria Buzău să fie una dintre candidatele declarate de data asta de la început la promovare? Da, mi-ar plăcea ca ei să fi învățat după această experiență, până la urmă e pentru prima dată în istorie când ei participă la un play-off și implicit la un joc de baraj și o primă manșă în care am fost, pot să spun, de la egal la egal cu o echipă de prima ligă, dar e prea puțin. Da, din câte știu eu, Gloria Buzău are un proiect pe 3 ani, practic anul viitor e cel principal în care ei își doresc să promoveze. Cu dumneavoastră pe bancă, nu? Continuați? Nu, eu în momentul de față termin contractul, deci aveam o clauză, o eventuală promovare mi s-ar fi prelungit contractul încă un an, așa... A, deci este sigur plecați? Plecați, sau încă se negociază? N-am reușit să discut cu nimeni, nu m-a interesat. Pur și simplu am vrut și mi-am dorit și băieții și-au dorit. Îi felicit pentru efortul depus până acum cu problemele, pentru că au fost probleme. Și e important să ei să continue, pentru că sunt câțiva copii, cel puțin, care au crescut. Eu i-am văzut crescând lângă mine și au un viitor și în Liga 1. Mulțumesc! Ce vă mulțumesc!